Da, uite, avem 26. Bună seara, dragilor! Salutare! Salutare, salutare! Noi am intrat puțin mai devreme pentru că e bine să vedeți ce se întâmplă în spate până ne întâlnim cu toții. Ați văzut că și la evenimente, înainte să vină invitații, organizatorii vin mai devreme, fixează ultimele detalii, astfel încât atunci când vin invitații să fie totul aranjat, să fie totul pregătit, să fie totul să miroasă așa a flori de primăvară. Așa facem și noi acum. Vă încălzim puțin ca să vedem dacă vă mai trebuie ceva, v-ați așezat confortabil, pentru că seara asta o să facem lucruri foarte interesante împreună și e bine să fiți pregătiți. Dacă ne ajutați cu un feedback, se aude bine, ne vedeți bine. Dacă vreți și să ne spuneți așa ce putem să îmbunătățim până una alta. Și bineînțeles să ne spuneți și de unde sunteți, să ne facem o idee așa de prin ce zone ale țării avem prieteni. Uite, zice Mălina Dan că se aude și se vede foarte bine. Perfect. Da, mulțumim frumos, e foarte bine dacă se vede. Ne încălzim momentan și intrăm la fix pe țeavă. Da. Vă salut călduros din Cluj, unde chiar a fost cald zilele astea. Baia Mare, Oradea, Pitești, Târgu Jiu, Brașov, orașul tău de suflet, orașul meu de suflet, orașul tuturor de suflet, Dublin, Sabina, din Dublin, Timișoara, Constanța. Cum e vremea la Constanța? Chiar suntem curioși. Dacă aici sunt 26 de grade, înseamnă că la Constanța... O zi bună de baie. E o zi bună de baie, da. Da, exact. Perfect. Bună seara, Ina. București din nou, Sibiu. Perfect. O să avem o seară foarte interesantă și mă bucur că ați confirmat prezența aici. Vine iarna, nu? Vine iarna, ne doare pe toți. Toți am dat drumul la încălzire și începem să ne facem cumva griji ce factură va veni. E ca la loto, câștigăm sau nu. Iar acesta e motivul pentru care am zis să abordăm un subiect foarte interesant și de actualitate, pentru că trebuie să gândim pe termen lung. Altfel, dacă nu gândim pe termen lung cariera, viața personală, casa, o să ajungem să fim într-o zonă în care nu ne dorim cu adevărat sau nu știam că o să ajungem acolo. Și băi, nu mi-a spus nimeni nu mi-a spus că o să mă coste să-mi întrețin casa foarte mult sau... Bun, mai avem un minut și apoi intrăm în pâine, în pită, cum se spune la Marius. Cluj. Da, la Cluj. Foarte faină. Limbajul celor de la Cluj, de la Sibiu, este așa mai tradițional. Mai pe chill. Mai pe chill. Deci sunt școlit în București. Am stat 7 ani acolo, dar am revenit. N-ai putut să-ți uiți limba, nu? Nu. Da, știu. Dragilor, da. V-am pregătit 90 de minute de care încercăm să ne ținem. Da. Din care o parte vom vorbi amândoi și o parte este dedicată vouă și vă vom răspunde vouă la întrebări. Perfect. Marius, îți mulțumesc pentru că te-ai alăturat inițiativei. Eu l-am cunoscut pe Marius de curând, l-am cunoscut și personal și am rămas profund impresionat de cât de multe știe acest om cu o mare echipă în spate. Pentru că în spatele fiecărui business și în spatele fiecărei organizații sunt echipe de oameni. Așa că am avut plăcerea să aflu mai multe despre ce oferă Marius și m-am gândit că este nevoie de cât mai multă claritate în proiectarea, executarea caselor. Pentru că de cele mai multe ori tindem să nu acordăm detalii, atenție la detalii și suferim mai târziu. Așa că în seara aceasta l-avem pe Marius Șoflete, șoflete.ro, Academia Șoflete. Avem foarte multe lucruri de învățat de la Marius.
Are un palmares impresionant de lucrări, de proiecte, de cazuri rezolvate, de economii făcute clienților și eu vreau să împărtășesc cu toată comunitatea noastră și iar comunitatea lui Marius să afle poate ceva nou astăzi, deși cei care te urmăresc pe tine ți-au sorbit toate informațiile. Așa că astăzi o să vorbim despre eficiență energetică, despre cât costă o casă sau ce întrebare să punem când vrem să aflăm prețul unei case. Pentru că noi gândim o casă pe termen lung, pe 30 de ani, pentru că ea trebuie să fie ieftină pe 30 de ani. Nu să fie ieftină când o facem, ci să fie ieftină când o folosim. Și asta este motivul pentru care vreau să las pe Marius să ne spună cât mai multe despre asta. Nu vreau să iau mai mult timp, pentru că luăm din timpul cu informații. Așa că, Marius, bine ai venit! Abia așteptăm să aflăm mai multe lucruri de la tine. Mulțumesc din nou pentru invitație. Și eu l-am cunoscut pe Cosmin de curând. Am văzut la el o îndârjire și o dârzină din asta în a face treabă și mi se pare că răspunde unei nevoi cu care eu m-am tot întâlnit, și anume dorința asta de a construi cât mai ieftin posibil, de a găsi soluții cât mai ieftine posibil. Și împreună prin Vindem Ieftin și prin ceea ce fac eu, vrem să vă dăm soluții de a construi ieftin. Dar trebuie să înțelegem de fapt ce înseamnă ieftin. Pentru că ieftin este astăzi, ieftin este mâine, ieftin este peste 10 ani sau într-o anumită perioadă de timp. Așa că cu permisiunea dumneavoastră să dau share la ecran, share screen. Pentru că sunt inginer, dar cel mai bine mă exprim în cifre, diagrame și formule. N-o să vă speriu cu asta, deși într-una dintre seriile în care am stat cu Cosmin, un pic l-am speriat. Pentru că sunt inginer constructor, sau băiatul cu gravitația, cum mi se spunea pe vremuri, acum se spune băiatul cu energia. Sunt proiectant specializat de case pasive, sunt trainer și formator de case pasive, sunt și dulgher de ocazie, pentru că îmi place să lucrez cu lemnul de foarte, foarte mic. Sunt antreprenor fără să fi vrut asta la un moment dat în viață, dar am ajuns aici. Nu există încă nomenclator pentru așa ceva, dar se pot spune că sunt creator de conținut digital în construcții. Dar cel mai simplu, dacă trag linie și adun, pur și simplu sunt pasionat de ceea ce fac. Am un canal de YouTube cu peste 80.000 de materiale video, cu 80.000 de abonați, cu 500 de materiale video și de fapt cu 280.000 de oameni care sunt urmăritori unici. Și am ales să merg pe filozofie și pe cont propriu ca naming, pentru că îmi asum și cred în ceea ce vorbesc. Voi crede și peste 10 ani ceea ce spun și pot să stau cu asta în față fără să mă ascund, să zic în spatele meu este un alt brand sau a fost alt cineva. Și îmi tratez cu responsabilitate foarte mare tot ceea ce fac. Dar de când am ieșit pe YouTube, în fiecare zi primesc această întrebare: domn șoflete, domn șoflete, vă știu de pe YouTube, vreau și eu o casă. Și este o chestie interesantă, pentru că la început, turile carierei mele, eu vreau să fiu cu căștile pe urechi, să lucrez undeva la 80 ore pe zi, să mă lase lumea în pace, așa cum este bine unui inginer. Și am ajuns astăzi să interacționez, să vorbesc cu foarte multă lume. Și chiar dacă unele aspecte, cum e partea de blog, îmi poartă numele, am o echipă minunată în spate, alături de mine de fapt, alături de care fac inginerie, arhitectură, media și comunicare, training și formare, pe patru picioare mari sau filoane mari de business. Șoflete.ro este unul, care este blogul, Academia Șoflete, care este rețeaua de cursuri, împreună formează componenta de educare, apoi este partea de inginerie creativă unde facem proiectare și integral building unde facem execuție și implementare. Și primul contact cu eficiența energetică l-am avut încă din studenție, când am făcut parte din prima echipă a României care a făcut Casa Prispa și am participat la un concurs internațional de case solare. Noi am proiectat și am construit cu mine noastră această casă care a participat la un concurs. Și casă care astăzi stă la baza legii prosumatorului. Și deci a început antrenamentul meu în construcție eficientă energetic și apoi lansarea pe YouTube, făcând așa pas cu pas câte o casă, două, trei, în zona asta de eficiență energetică. Plecând de la un proiect nebun în 2013 făcut pentru un IT-ist, o casă cu baluți de paie, la prima casă pasivă certificată în care am lucrat vreo 14 luni proiectare și execuție, un centru social făcut integral din materiale ecologice, a doua casă pasivă din Bragadiru, un proiect foarte drag mie, Refugiu Călțun. Am fost antrenat și în 4 speech-uri la TEDx. Probabil mulți dintre voi știți de prima casă a lui Buhnic, a George Buhnic, Casa Buhnic 1, care este casă pasivă premium, prima din România și a 10-a din lume.
Și mă rog, proiecte în care, sau în sistemul ăsta am mai făcut și alte case în proximitatea Bucureștiului, dar case în care am stat în execuție, am făcut și ca proiectare și ca execuție. Și așa, stând și pe șantier, am scos acest certificat de casă pasivă. Proiectele pe care le-am făcut le puteți verifica și voi dacă intrați pe passivehousedatabase.com, căutați acolo România și o să vă apară proiectele în care am fost implicat. Standardul de casă pasivă este universal acceptat în 120 de țări, este cel mai riguros standard de eficiență energetică și am fost implicat în jumătate plus 1 dintre proiectele din țară până la acest moment. Mai avem un lucru, încă vreo 60 de proiecte la nivel de birou. Unul dintre proiectele cu care mă mândresc foarte mult este inclusiv o clădire standard de casă pasivă. Acum, termenul de casă pasivă este ca, nu știu, Pampers sau Xerox, adică este o denumire în sine, dar înseamnă clădire cu cel mai mic consum de energie posibil care se poate obține construind într-un anumit fel și pe niște principii foarte, foarte fundamentale. Această clădire de birouri de 2500 de metri pătrați cu 250 de oameni în ea, de la Oradea, certificată în standard de casă pasivă, consumă pentru încălzire, răcire, ventilare într-un an de zile doar 8.000 de lei. Adică factura de energie a acestei clădiri este sub 2.000 de euro într-un an de zile, adică sub 1 euro per metru pătrat per an pentru a ține clădirea asta caldă, rece și cu aer proaspăt în ea. Fundamental, asta înseamnă casă pasivă. Din 2014 încoace și predau cursuri de case pasive și de eficiență energetică, dar și de meșterială în construcții. Și practic așa am ajuns să fac aproape 500 de materiale video pe YouTube alături de echipa mea minunată, materiale cu scop educațional. Și pe Instagram am lansat o serie de postări și de comunicări dedicate noii generații, în care vorbesc într-un limbaj extrem de simplu despre principii de construire corectă și eficientă energetică. Și acum intrăm în tematica acestei seri, în care vorbim despre okay, care sunt costurile unei clădiri în timp. Pentru că toată lumea vrea să construiască repede, ieftin, desigur, și bine. Și asta este un cerc vicios, pentru că am rezolvat. Nu prea se poate. Ai două mâini și trei bire. Ori construiești repede și ieftin, dar faci prost, ori construiești repede și scump, dar faci bine, ori construiești repede și scump, dar îți ia mai mult timp. De fapt, eu încerc să ajung în această bucățică pe care am uitat-o să o colorez, și anume să găsesc soluții și să ofer soluții prin tot ceea ce fac, ca oamenii să poată să construiască bine, în primul rând, să poată să construiască repede și să poată să construiască ieftin, calculat pe durata de viață a unei clădiri și pe cât timp folosesc de fapt o clădire. Pentru că mulți dintre noi, și aici spun noi pentru că inclusiv eu am rate la bancă, nu se poate ca antreprenor să nu fi discutat vreodată cu banca. Și probabil că știți că orice fel de bani pe care îl țineți astăzi la saltea ca să cumpărați peste 10 ani ceva, privind invers acest grafic, adică astăzi suntem la dreapta și mâine suntem la stânga pe linia portocalie, un leu ținut în buzunar astăzi, peste un an valorează 80 de bani, peste 2 ani valorează 60 de bani și peste 10 ani cu acel leu nu mai poți cumpăra aproape nimic. Sau un leu care îl investesc astăzi în ceva, dacă este bine investit, valoarea lui în timp crește. De aici ați auzit mulți oameni care au făcut bani, de exemplu, investind la bursă, sau ideea că o construcție este un venit pasiv, pentru că ne golește de bani, nu ne aduce bani, nu? Și pentru că noi cheltuim bani cu construcția noastră pe tot timpul vieții. Și de fapt, dacă privim banii ăștia fix ca la bancă și dacă ne gândim că noi plătim energie în casa asta 30, 50 de ani, 100 de ani, ne vom da seama că de fapt în 30 de ani de viață, și se calculează 30 de ani ca fiind durata maximă a unui credit pe care banca ți-l dă. Și uite, apropo de credit, da? Ai luat 100.000 de euro de la bancă acum și în 30 de ani tu trebuie să returnezi undeva pe la 180.000, 200.000 de euro. Adică banii pe care atunci tu i-ai luat cash, mergând tot pe cash, de fapt, valoarea lor ajunge să fie dublă. Pe când dacă investesc acum 100.000 de euro în casă, valoarea acelei investiții în timp crește, pentru că valoarea banilor băgați acolo crește. E un exercițiu dificil, dar se numește dobânda compusă în timp, lucru cu care băncile lucrează când îți calculează dobânda și un lucru cu care brokerii în asigurări lucrează. Aici vine de fapt ce ne costă de fapt mai mult la o casă. Și dacă ne uităm un pic în jur sau la știri, vedem că în ultimii 2 ani ne confruntăm cu o nouă criză energetică, o criză de resurse, o criză politică și o criză destul de gravă, mai ales la nivelul energiei.
pentru că prețurile au luat o razna în ultima perioadă, este o luptă continuă pentru energie și pentru surse și vedem că cele două războaie pornite în ultima perioadă sunt și au ca bază fundamentală componenta asta energetică. De exemplu, iarna trecută, și astea sunt niște lucruri pe care le-am luat de la ultima conferință de case pasive la care am participat, 145 de milioane de europeni au fost afectați de sărăcie energetică. Pentru că unul din șase oameni în Marea Britanie nu a avut bani să punească sistemul de încălzire și unul din trei oameni a stat sub 16 grade. În același timp, în Germania a fost decretată și impusă 18 grade ca temperatură maximă la nivel național după ce a explodat gazoductul, după ce Germania a rămas efectiv fără gaz. Și acum vă întreb pe voi, dragilor, dacă v-ar spune cineva că n-aveți voie peste iarnă să stați la mai mult de 18 grade, cu siguranță cred că ați coborâ în piață, ați face scandal, ați face o nouă grevă și v-ați întrebat de ce l-am împușcat pe Ceaușescu acum 33 de ani. Nu? Deci, de fapt, baiul este cu gazul. Sau, mă rog, cum îl alintăm noi în birou, supică de dinozaur, pentru că este o resursă ce vine din scoarța terestră, neregenerabilă. Și cu toții am crescut sau ne-am văzut părinții meșterini la casele absolut imense de 300-400 de metri pătrați pe care au construit la începutul anilor 90, pe care după aia, prin anii 2000, au început să le încălzească cu gaz. Și am făcut un astfel de calcul pe o casă de 150 de metri pătrați, câtă energie ar avea nevoie pentru a fi caldă. Pe dragilor, ca să ținem casa asta la 20 de grade, avem nevoie de 4000 de metri cub de gaz într-o iarnă. Și în anii 90 nu ne prea păsa de chestia asta pentru că puteam să cumpărăm 1000 de metri cub de gaz cu 50 de dolari, timp în care puteam să cumpărăm o mașină autohtonă cu 4500 de dolari. Prin anii 2000 prețul gazului a crescut de vreo 6 ori și am început să cumpărăm cu 300 de dolari 1000 de metri cub de gaz, timp în care prețul unei mașini nu s-a dublat, ci a crescut doar cu 50%. Deci dacă prețul gazului a crescut cu 600%, mașina doar cu vreo 50%. În anii 2020, prețul a 1000 de metri cub de gaz a sărit de 500 de euro, timp în care o mașină, da, aproape și-a dublat valoarea. Deci, de fapt, e un cost care tot crește în timp. În anii 2005 au venit primele măsuri de eficiență energetică, acel tradițional 5 cm de polistiren și sfintele termopane albe, care au apărut pe piață, care, într-adevăr, puse pe această casă, construită ca în anii 90, ne-au scăzut consumul de gaz la 1500 de metri cub de gaz. Și am putea spune, bine bă, nu ne pasă, că noi în România avem, și așa este, în România avem încă gaz, dar toată Europa depinde de gazul rusesc. Ceea ce într-o piață liberă, cum suntem noi astăzi, această resursă devine foarte bună de vândut în Germania, pentru că acolo primim de 5 ori mai mulți bani decât primim în România. Motiv pentru care o să ajungem ca în România să nu ne permitem să cumpărăm gaz, pentru că ne rentează mai bine cui, și anume producătorului de gaz, exploatatorului de gaz, nu, care este deja privat, parțial privat, îi va renta mai bine să-l vândă în străinătate, ținând cont că prețul este mai mare. Și dacă ne uităm din nou la istoricul din România, curba asta așa foarte vălurită mi-arată prețul la 1000 de metri cub de gaz. La început de anii 90 era sub 100 de dolari. În anii 2000, când am început foarte mulți dintre noi să construim, până în 2010, ne puteam cumpăra cam 400 de metri cubi. Nu, cam 1000 de metri cubi ne costau 400 de dolari. Dar din 2020 încoace, prețurile au început să crească masiv. Ne întoarcem un pic la salariu, pentru că am văzut că salariul a tot variat în România și nu a crescut tot timpul la fel de mult cum a crescut, adică puterea de cumpărare dată de salariu nu a crescut la fel de mult cum au crescut prețurile. Și în anii 2000 ne permiteam dintr-un salariu mediu să ne cumpărăm undeva la 5000 de metri cubi de gaz. În anii 2006-2008, când a fost boom-ul imobiliar, înaintea crizei, aveam venituri foarte mari, ne permiteam să ne cumpărăm undeva la 8000 de metri cub de gaz. A venit criza, buf, am căzut în cap și dintre salariile foarte mici și prețul foarte mare la gaz, am început să ne permitem doar 1500 de metri cub de gaz. Iar în anii 2020 ne permitem sub 1000 de metri cub de gaz dintr-un salariu anual și fac această paralelă pentru că din acest salariu ne plătim ce? Facturile. Să mă hidratez un pic. Iar în ultima perioadă vedem această lege sau decret guvernamental prin care s-a plafonat prețul la energie, pentru că în ultimii 2 ani a crescut și a intervenit guvernul și a zis guvernul că până în 2025 un kilowatt-oră electric este de maxim 1,3 lei și un kilowatt-oră pe gaz este maxim 0,31 lei. Dar guvernul poate să țină această măsură până în 2025.
Și vedeți ce haos este în guvern, că își dau ăștia la geoale de numă. Și atunci, de fapt, care e problema? Cum privim costurile unei case? Într-un an de zile, toate facturile pe care le plătim pentru o casă sunt pentru a face această casă funcțională. Pentru a o încălzi pe timp de iarnă, pentru a o răci pe timp de vară, pentru a o ventila, pentru a avea apă caldă menajeră, să ne spălăm, că suntem totuși generația care ne spălăm poate chiar de două ori pe zi, nu doar sâmbătă când mergem la biserică, duminica, cum făceau bunicii noștri, nu? Și iluminatul, adică lumina de bază într-o casă. Dar vedeți ca și proporții că mai mult de jumătate din consumul energetic al unei case este pentru a încălzi această casă. Pardon. Așa că a apărut această lege la începutul anului, pe care de fapt România a simulat-o încă din 2005. De când am intrat în Europeană, suntem obligați să adoptăm principiile de măsurile de eficiență energetică pe care ne impune Europa. Asta pentru a ajunge în 2050 la clădiri cu consum zero de energie. Iar astăzi, acest termen NZEB, pe care le veți auzi foarte des pentru că este obligatoriu, oricine construiește nou, face o construcție nouă sau intabulează o clădire veche pe care a făcut consolidări sau extinderi, clădirea va trebui să aibă clasa de eficiență energetică NZEB, adică va trebui să respecte principiile NZEB, care vine de la Nearly Zero Energy Building, adică clădire cu consum de energie aproape egal cu zero. Asta a fost publicat în monitorul oficial, deci este sfânt, pentru că în data de 17 ianuarie al anului 2023, în monitorul oficial 46 bis, a fost publicată în MC001-2022 metodologia de calcul de eficiență energetică a clădirilor, în care 600 de pagini mai târziu, pe care le-am parcurs și le-am tradus pentru că mie îmi plac, de ce nu, avem trei principii de bază și vi le traduc pentru voi. 1. Orice clădire nouă construită trebuie să aibă consumul total de energie redus, energie primară redus până la o anumită valoare, măsurată în kilowattoră pe metru pătrat și an. Acel kilowattoră pe care îl plătiți pe factura pe gaz, plus acel kilowattoră pe care îl plătiți la factura de curent, astea două adunate și împărțite la metru pătrat util, ca să pot să compar casa mea cu casa lui Cosmin și cu casa voastră, a fiecare dintre voi. A doua cerință fundamentală este să reducem emisiile de gaze cu efect de seră calculate în kilograme de dioxid de carbon pe metru pătrat și an. De ce? Fix ca la mașini. Euro 1, Euro 2, Euro 3, astăzi avem Euro 6, intră în vigoare Euro 7, pentru că clădirile sunt responsabile de peste 40% din emisiile globale de gaze cu efect de seră și asta ne doare pe toți. Și 3. Producerea cel puțin 30% din totalul de energie necesară din surse regenerabile locale, adică să ne putem produce o parte din energie. Și poate că mulți dintre voi, când vă gândeați la o casă verde, vedeați din start panouri fotovoltaice pe casă. Fals. Ăla este ultimul pas pe care trebuie să-l faci. Și aceste valori sunt date în niște tabele care arată așa destul de urât și destul de greu de digerat, pe care doar inginerii le înțeleg, dar important este că aici ni se spune foarte clar, în funcție de zona climatică, în funcție de tipul de clădire, de exemplu, care sunt limitele pe care trebuie să le atingem la nivel de consum energetic și de emisii. Fix cum ne-am înmatriculat o mașină nouă și ni se spune foarte clar ce înseamnă Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 sau așa mai departe. Vreau să sar la asta cu mașini. Uite că asta se întâmplă și la mașini. Identic și la fel avem aceeași lucru și la mașini, în care în fiecare an ne tot vine câte o normă nouă, astfel încât până în 2035 toate mașinile noi care se fac după 2035 trebuie să fie zero emisii. Din același motiv, toate casele care se fac după 2050 trebuie să fie zero emisii, așa că suntem într-o perioadă de tranziție. Noi românii suntem obișnuiți cu o politică de tranziție, pentru că suntem tot într-o tranziție de la Revoluție încoace, deci o să ne pricepem. Și astea se traduc într-o serie de măsuri. Dar mă întorc la acest slide, pentru că energia asta despre care vorbim se referă la toată energia consumată și produsă de întreaga rețeaua națională de energie pentru a ne face casa funcțională. Și asta are un impact, fiecare casă, și a mea, și a ta, și a lui Cosmin, și a fiecare dintre noi, este o mică picătură în această mare ocean energetic al țării. Deci, de fapt, noi intrăm, pentru că noi suntem racordați la sistemul energetic național de stat și avem și o climă păcătoasă, pentru că avem și zone foarte reci. În România, cam 6 luni pe an, avem în medie sezonul de încălzire pe jumătate din țară. Și asta se mai traduce încă o dată în niște rezistențe termice minime pe care toate elementele de construcție trebuie să le aibă. Și de aici rezultă grosime termoizolații, rezultă proprietăți de ferestre, rezultă nevoia de etanșeitate, rezultă modul în care construim, rezultă materialele pe care le folosim din acest mic tabel.
Ăsta ne spune lege, băi, dacă tu îți faci peretele, peretele trebuie să aibă coeficient transfer termic de maxim 0,25 W pe metru pătrat Kelvin. Motiv pentru care, dacă calculezi niște problemele aferente, îți dai seama că nu mai poți pune mai puțin de 15 cm de termizație pe fațadă. Ferestrele exterioare trebuie să aibă un coeficient de 1,1, care nu se poate obține decât cu 3 foi de sticlă și așa mai departe. După care, ai putea spune, bine, nu mă doare, ok, dar orice construcție nouă se intabulează se intabulează pe baza acestui certificat de performanță energetică și se tranzacționează pe baza acestui certificat de eficiență energetică, care trebuie să aibă bifa de ENZEP. Aici sus apare acolo ENZEP. Iar dacă, dragilor, voi vă faceți casă cu banca, mai ales cei care sunteți însurați, știți că cardul doamne este cardul doamnei, cardul vostru este cardul cuplului, nu? Asta așa o mică glumiță. În momentul în care vă faceți casă cu banca, banca devine co-plătitor, co-beneficiar și banca nu-ți va da credit dacă nu respecti ENZEP. Deci este și o cerință legală pe lângă una morală. Și atunci vine întrebarea, bine, totuși cum putem să construim ieftin, de fapt? Nu? E o întrebare sinceră pe care cred că vă puneți, că de-aia sunteți astăzi aici. Păi, cel mai simplu mod de a înțelege cum construim ieftin este să ne gândim cum ne ținem berea rece pe timp de vară și cum facem ceaiul ăla cald pe timp de iarnă să nu se răcească când mergem la schi. Păi, pe amândouă le băgăm într-un termos. Adică amândouă încercăm să le conservăm cât de mult putem energia. Și asta, de fapt, sunt principiile care le aplicăm pe o casă. Și asta l-am făcut ca un studiu foarte elaborat pe un proiect de arhitectură, pe o căsuță de 134 de metri pătrați, făcut alături de Laura și Alexandra ca arhitecte. Un proiect pe care l-am documentat foarte intens pe YouTube, cu 6 episoade făcute în anii în 2020, în care am proiectat această casă pe 4 sisteme constructive, cărămidă, structură metalică, timbărframe și CLT, și am făcut-o în două clase de performanță energetică, ca în 2005 și ca în ENZEB. O casă la care am postat pe online listele de cantități și costurile și din păcate în 2020 am stricat Crăciunul românilor, pentru că le-am arătat românilor că dacă construiești corect, cu toate facturile la zi, cu TVA-ul plătit, cu toate taxele și impozitele, așa cum îți cere banca, pentru că nu poți să faci nimic la negru cu banca, de exemplu, dacă printre cei care vă faceți case vă gândiți să vă luați credite, să știți că va trebui să vă plătiți toate costurile și că este bine să le știi din timp. Și la acel moment, nicio casă, pe niciun sistem constructiv, nu a ieșit mai ieftină de 1200 de euro per metru pătrat util desfășurat. Lucru pe care trebuie să îl știți și să-l conștientizați, pentru că nimeni nu avea curajul să zică la sfârșit, vai cât m-a costat casa. Iar eu, unul dintre motivele pentru care am pornit canalul de YouTube este și că un beneficiar mi-a făcut atac cerebral pe șantier din cauza stresului, determinat de faptul că nu i-a spus nimeni cât îl costă casa. Și am luat această căsuță drăguță din stânga și m-am uitat la ea cu un ochi de inginer și am văzut pe unde pierde ea căldură pe timp de iarnă. Și am făcut un model de calcul matematic care a trecut prin 1800 de formule mai târziu, metodologia de calcul a Institutului de Case Pasive, pe care ziceam că mie mi-este foarte dragă pentru că aici pot să justific tot, dar de fapt ce fac în acest program? Iau toată casa, o împart în suprafețe, îi pun material din care e făcută, cu ferestre, cu umbriri, cu vecinătăți, o pun pe teren cu date climatice și văd din calcul câtă energie urmează să piardă această casă. Și de aici mai departe pot să-mi dau seama cât de mari trebuie să fie instalațiile și cât o să fie facturile în timp. Cum se traduce asta în mod grafic? În mod grafic se traduce într-o formă de tip balanță energetică. Mai am încă puțin, mai aveți răbdare, că partea super interesantă acum. Păi, dacă vrei să construiești ieftin, de fapt, trebuie să termoizolezi suficient. Și uite ce înseamnă această casă, construită ca în anii 90, cu 40 de metri pătrați de ferestre proaste, cu niște 10 cm de termoizolație la pereți, fără niciun fel de termoizolație la acoperiș și cu 10 cm de Marius, vedeți? M-am entuziasmat. Am intrat în zona de cifre și mă pierd că vorbesc prea repede. Cosmin, ia un calmant, că îi dăm. Dragilor, este primul webinar în care pot să-mi iau concediu, se pare. Pentru că vreau să-l las pe Marius să-și facă speech-ul și să luăm după aceea întrebări, că dacă îl întrerup, ne lungim prea mult. Așa că Marius știe flow-ul. Marius, te ascultăm cu sufletul la gură. Mult a fost, mult mai este, promit. Așa cum fac și parlamentarii noștri, vă duc pas cu pas prin pe unde trebuie. Hai că n-am început decât de jumătate de oră, mai am 15 minute. Deci, 10 cm de termoizolație la acoperiș, 0 termoizolație la pereți și placă de beton armat,
Ca să încălzim această casă de aproape 140 de metri pătrați într-un an de zile, noi trebuia să compensăm toate pierderile din stânga. În stânga văd câtă energie pierd prin pereți, prin acoperiș, prin fundații, ca să țin această casă caldă, cât câștig prin ferestre și apoi cu roșu, cât gaz trebuie să ard ca să țin această casă la 20 de grade pe parcursul anului. Această casă păpa undeva la 6.000 de metri cub de gaz. Am pus cei 8 cm de termoizolație pe fațadă, cât era valoarea maximă în 2005, am pus 5 cm de polistiren la fundații, 15 cm de termoizolație la acoperiș și am pus clasicele termopane cu care suntem noi obișnuiți. Se vede pe acest grafic cum mi-a scăzut necesarul de energie, pentru că aceste materiale îmi protejează casa de frig, nu-mi lasă căldura să iasă afară, dar aș fi avut nevoie în continuare de vreo 2300 metri cub de gaz ars în continuare ca să țin casa caldă. Și aici, într-adevăr, am văzut că cei care și-au pus niște termoizolație pe casă și niște termopane au plătit facturi mai mici la gaz. Dar în continuare am ars 2300 de metri cub de gaz. Ceea ce este o îmbunătățire. Adică, practic, aceste principii au o justificare. Și m-am dus mai departe și am pus mai multă termoizolație pe această casă cât îmi cere astăzi reglementarea NZ. Adică am ajuns la 15 cm de termoizolație la pereți, 12 la fundație și 20 la acoperiș și am mai scăzut necesarul de energie tradus în kWh într-un an cu încă vreo 7.000. Tradus în gaz, am mai făcut o economie de 700 metri cub de gaz într-un an. Și aici am pus, dacă la pereți aveam 8, am mai pus încă 7 cm până la 15. Dacă la acoperiș aveam 10, am mai pus încă 10 grosime. Pentru că știm cu toții că banii fac pământul să se învârtă, nu? Corect? Am tradus asta în costuri. Cât mă costă să pun în plus aceste materiale? Am pus doar materiale pentru că manopera este aceeași, nu? Adică manopera... O secundă, că am pierdut... Hop. Manopera este... a fugit, nu? Unde a fugit? Stai, iertă. Deci, manopera este aceeași, așa că mă cost undeva la vreo 8.500 de euro în plus. Dar, punând în plus aceste materiale, calculat la o inflație de 8% și uite aici, ce bine, un preț al gazului de... Un preț la gaz... de 0,12 euro per kilowatt-oră, că prețul calcul este făcut în euro, și considerând prețul pe 30 de ani pentru credit și pe 50 de ani, de fapt, pentru durata de viață a clădirii, nu înseamnă că după 50 de ani arunc clădirea la gunoi, ci asta este durata de viață calculată din punct de vedere legal la o construcție. Eu am niște economii de vreo 800 de euro pe an din diferența de facturi la energie doar prin termoizolație. Deci am băgat 1500 de euro în plus și economisesc cam 800 de euro. Dacă fac paușal, în 10 ani mi-am amortizat investiția. Aia înseamnă că în următorii 20 de ani de credit sau în următorii 40 de ani de folosință a clădirii, eu am o economie, îs bani pe care în fiecare an i-aș primi ca un fel de dobândă de la bancă. După aceea, dacă vrem să construim ieftin în continuare, alegeți ferestre bune de la început. Și această casă care are 46 de metri pătrați de ferestre, la care eu în calcul consider fiecare fereastră câtă energie pierde, câtă energie câștigă, pe unde trece soarele, câtă energie intră în casă prin soare și așa mai departe. Adică este un calcul matematic în spate și pot să văd pe fiecare fereastră câtă energie pierd, câtă energie câștig. Și cum montez această fereastră în grosimea unui perete, indiferent de sistemul constructiv, că pot să văd câtă căldură pierd doar prin zona aia de montaj și de ce trebuie să montez într-un anumit fel fereastra. Pentru că cu cât pune mai multă termoizolație pentru o casă, cu atât acea casă va fi ca un balon ăsta foarte umflat, care prin orice punct mai slab va pierde căldură în mod accelerat. Uite cum pufă e casa asta, că pe acolo prin balcon îmi iese pur și simplu căldura pentru că balconul mi-a rupt termoizolația. Asta înseamnă o punte termică. Se accelerează pierderea de căldură prin acele puncte mai slab termoizolate. Și băgând la ferestre mai performante, fix cum se găsesc astăzi pe piață în România, cu 3 foi de sticlă, cu o ramă performantă cu termomodul în ea, care mă costă undeva la 200 de euro metru pătrat cu totul, punând ferestre mai bune față de clasicul termopan, mai economisesc încă 1000 de metri cub de gaz pe an. Și ferestrele astea, știm că toată lumea o să întrebe în cât timp îmi amortizez investiția, păi mă costă ferestrele astea în plus 7500 de... Unde ești? Pardon. Mă costă în plus 9.000 de euro să pun ferestre mai performante. În plus
Și aici mă refer diferența de preț între termopanul clasic și termopanul triplu vitraj montat corect, okay? Deci doar diferența de preț upgrade, să spunem extra opțiune. Păi economia de energie pe care ferestrele mi-o aduc pe casă este de 1100 de euro pe an. Nu este corect, dar din nou împar paușal și mi-economisez banii ăștia în 7 ani. Ce fac în următorii 23 de ani, cât e durata de viață normală a unei ferestre? Păi ies pe plus. După care venim cu instalații care fac economie de energie, cum sunt, de exemplu, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură. Sunt niște echipamente care iau aerul cald din casă, care pute, dai călduț, scot aerul afară din casă, bag aer proaspăt în același timp, preîncălzesc aerul de afară cu căldura din aerul din casă. Stoarce căldura din aerul respectiv și îmi bag aerul la un 16 grade. Într-adevăr, un astfel de echipament costă undeva la vreo 5-7 mii de euro și mi-aduce o economie anuală de vreo 300 și ceva de euro. Am putea spune că nu ar renta. Așa este. Poate că se amortizează cel mai greu, vreo 15-20 de ani. Dar cum calculați voi confortul pe care vi-l dă faptul că voi aveți aer proaspăt în fiecare secundă în casă și nu mai trebuie să mai deschideți geamul? Pur și simplu vă treziți, dormiți într-un mediu mai sănătos, mai curat și vă treziți dimineața fresh pentru că ați dormit într-o atmosferă oxigenată, nu într-o atmosferă, iertați în franceza de șantier, că sunt și șantierist, împuțită de propriile noastre emisii, nu? Ok. Rezidențial, pas cu pas, am redus consumul de gaz pe casă. Asta și înseamnă că am redus factura la gaz și de aici, dacă vreau să construiesc ieftin, rentează pe bune să pun fotovoltaice și pompă. Pentru că până acum o centrală pe gaz costa undeva la 1500 de euro pentru 24 kW putere instalată. Dacă vreau să obțin aceeași putere instalată cu pompe de căldură, păi o singură unitate de pompă de căldură aer-apă mă costă 6-7 mii de euro la 8 kW putere instalată. Deci 24 de kW trebuia să bag 20 de mii de euro ca să merg pe pompe de căldură. Bine, avantajul era că aveam panouri fotovoltaice, îmi puneam panouri fotovoltaice care îmi produc curent, îmi alimentez pompa de căldură și am energie gratis, dar din nou, nu rentează să bag 20.000 de euro într-o pompă de căldură, motiv pentru care ce trebuie să fac? Păi trebuie să reduc necesarul de putere instalată, adică să reduc pierderile ca să pot să fac o pompă de căldură profitabil. Bașca este că săptămâna trecută am găsit un producător din România care face pompe de căldură la 2.300 de euro și zilele trecute am pus mâna pe un kit de panouri fotovoltaice plus pompă de căldură plus puffer pentru apă la 5.000 de euro, adică chiar au ajuns ieftine astfel de echipamente. Nu rentează să punem fotovoltaice pe casă ca la Balamuc. De ce, dragilor? Pentru că cu verde am curba de producție. Adică eu văd fiecare lună din an și cu verde văd câtă energie produc. Normal că produc mai mult vara, că am mai multe panouri fotovoltaice. Dar ce fac cu curentul ăsta? Păi trebuie să-l bag în rețea. Nu? Și știm cu toții că statul ea nu dă. Motiv pentru care nu o să primiți niciodată înapoi leu pe leu per kilowatt. Cu roșu eu produc, am nevoie de, am consumul de energie. Păi iarna consum multă energie că trebuie să mă încălzesc. Vara e lumina afară, mă pot spăla cu apă rece, că oricum e prea cald. Deci, de fapt, sunt două puncte într-un an de zile când eu pot să-mi produc suficient energie și să fiu, cum se spune la mine în secuime, autonom și independent energetic. De fapt, pe timp de iarnă am niște găuri negre energetice în care eu am nevoie de foarte multă căldură și produc prea puțin energie cu panouri fotovoltaice. Și de fapt, regulile sunt astea, strâng cureaua. Strâng cureaua, adică consum mai mult și produc mai puțin până când ajung aproape de linia, adică aceste găuri sunt destul de mici. Și așa pot să ajung să reduc sau să scot de tot gazul din casă sau, și să îmi reduc amprenta de dioxid de carbon pe, la nivel de emisii și să ajung să am o casă ieftină în timp. Adică să am ieftină pentru că după primii 10 ani, după ce mi-am amortizat investiția, nu mă mai doare capul, nu mai depind de Mr. Putin, nu mai depind de nu știu care băieț se ceartă în Orientul Mijlociu pe petrol, și eu pur și simplu pot să am case care își produc suficient de multă energie și la pensie, când v-ați plătit creditele și când aveți o pensie mică, nu vă mai doare capul că trebuie să plătiți facturi. Și vă spun din propria mea experiență, pentru că mama mea nu își permite să-și plătească factura doar din pensia ei la gaz în locuința în care stă. Și eu fac astfel de studii pe absolut toate componentele. Adică am făcut undeva la peste 40 de scenarii și m-am tot jucat cu diverse lucruri prin care văd gradual impactul fiecarei măsuri pe care o fac la nivel de consum de metric de gaz și de emisii și așa mai departe. Pentru că numai anul trecut s-au dat în folosință 4,6 milioane de metri pătrați de casă. Gândiți-vă ce înseamnă să consumați
nu știu, 5 metri cub de gaz per metru pătrat sau 50 de metri cub de gaz per metru pătrat, ce presiune este asta pentru sistemul energetic național? Așa că, dragilor, am copilărit în case care consumau extrem de multă energie, am trăit sau am construit niște case care consumau din nou multă energie, dar viitorul astăzi este ca la mașini pur electric. Noi astăzi avem menirea și nevoia să construim case care să funcționeze exclusiv de la soare și da, se poate. Casele pasive pe care le-am făcut sunt o dovadă că și la noi în România, într-adevăr, se poate construi eficient energetic și economic în timp. Cum se spune pe orice șantier, atât s-a putut pe această temă. Și pentru cei care sunteți mai mult interesați de subiect, vă invit la cel mai mare și mai important, probabil că nu va fi cel mai mare, dar sigur va fi cel mai important eveniment dedicat construcțiilor eficiente energetic din România, pe care eu îl organizez alături de echipa mea între 10 și 12 noiembrie la Cluj-Napoca, unde veți avea peste 100 de standuri cu expoziții despre materiale de construcții, sisteme, instalații, tipuri de construcții ferestre și așa mai departe. Veți avea și două scene cu workshop-uri. Intrarea este gratuită, vă costă doar timp să veniți, să vedeți, să puneți mâna. Și pentru cei care vreți să învățați să construiți eficient energetic și să vă gestionați voi cu propriile voastre mânuțe bugetul casei, timpii și mai ales nervii, pentru că un project manager vă costă undeva la 2-3.000 de euro pe lună. Un șantier durează cel puțin un an. Deci costurile unui manager de proiect care să stea zilnic acolo, să fie ochii și lumina voastră în șantier, se ridică la vreo 30.000 de euro. Și probabil mulți dintre voi fie nu-i aveți, fie nu vreți să dați acești bani pentru un astfel de cost. Așa că eu am dezvoltat un program de self-project manager în construcții, prin care, pe baza unei platforme de cursuri pe care am făcut-o pe Academia Șoflete și pe aplicat pe toate sistemele constructive care există astăzi pe piața din România, am făcut aceste cursuri în care în peste 1000 de materiale video, dacă mi se și încarcă, așa, uite, în niște lecții video cu niște fișiere atașate, care acest curs se închide cu un checklist de 600 de pagini, pardon, un checklist cu 600 de etape, de puncte. Treceți pe șantier, voi singuri vă puteți, voi singuri vă puteți gestiona costurile și calitatea voastre. Vreau doar să intru să vă arăt o astfel de platformă de cursuri făcută alături de colegii mei, fix pentru a putea fi cât de voi. Iertare un pic, așa. Un astfel de checklist în care voi vedeți pas cu pas ce aveți de făcut și sunt pachete, mă rog, sunt 4 pachete în funcție de stadiul la care sunteți, prin care vă port prin tot traseul de lucru, pachete pe care le puteți accesa pe Academia Șoflete și care astăzi, în parteneriat cu Vindem Ieftin, le aveți accesibile cu un discount de 20% dacă băgați codul de Vindem20 pe această platformă. Le găsiți, repet, pe academiașoflete.ro. Aveți aceste 3 pachete la 500, 750, 1250 de euro sau pachetul complet la 2000 de euro, îl aveți cu 20% discount. Asta pentru a mă putea clona și fi mai aproape de fiecare dintre voi. Și cine te-a lucrat aici, eu și colegii mei, ne găsim în continuare și pe YouTube, ne găsim pe salutaronșoflete.ro, unde în limita timpului disponibil alături de colegii mei, doi care se ocupă de răspunsul la mail-uri. Preluăm și mail-uri. Instagram, Facebook, YouTube rămâne la dispoziție cu cele peste 500 de materiale video. Și gata. M-am încadrat în 40 de minute, promis. Atât s-a putut. Atât s-a putut, dragi. S-a încadrat, da, s-a încadrat. Deci, dragilor, a reușit să se încadreze. Vă dați seama, dacă s-a încadrat în 40 de minute, cum a spus, înseamnă că se încadrează și într-un buget de X mii, zeci de mii de euro la o casă, la un proiect pe care vi-l promite. Să zicem. Bun. Mulțumim foarte mult, Marius, pentru prezentare, pentru informațiile extrem de valoroase și pentru o radiografie foarte clară asupra a ceea ce ne trebuie până la urmă. Sunt sigur că sunt mai multe întrebări de la prietenii noștri și aș vrea să le luăm pe rând. Așa, o întrebare care mie mi-a sărit în ochi. Cei care aveți întrebări pentru Marius, acum e momentul să trageți de el. Ba, ba. Ok. Uite aici, hai să luăm întrebările.
Ramona Rotaru întreabă așa, doresc să folosesc pereți exterior cărămidă Cimacol nevoie ceramic 44 VB cu vată bazaltică la interior. Credeți că este suficient decât o cărămidă 30 plus 15? Nu, nu este suficient. E un studiu pe care l-am făcut și eu, aplicat pe această cărămidă, din două motive. Unul, cărămida în sine sau blocul ceramic cu vată, dacă îl privești ca o singură piesă, e ok. Dar într-o astfel de structură de cărămidă ai nevoie de o structură de beton armat, care înseamnă strâng de cel puțin 30 cm grosime, care la rândul lor trebuie termoizolați. Apoi, această cărămidă trebuie lipită cu un adeziv foarte subțire, care să nu-ți creeze punți termice și să nu te prindă ploaia pe șantier. Pentru că dacă te-a prins ploaia pe șantier, este ca și cum ai avea niște cizme de gumă, în care ai niște șosete de lână, în care ți intră apa și apa stă în acea cizmă. Și anume, din experiența practică de până acum, în momentul în care pe o astfel de cărămidă, în timpul șantierului plouă, apa se adună și stă în vată și nu mai iese de acolo. Și ce se întâmplă când ți este geaca udă sau termoizația udă? Ți este foarte frig. Așa că este mult mai sănătos să faci o casă cu cărămidă normală, bloc ceramic normal, de 25-30 cm grosime și să pui 15 cm de termoizație peste. Poți să scoți și niște studii, dar îi dau iarăși cu panică lui Cosmin, că am încercat duminică dimineața să-i arăt studiile pe care le-am făcut în niște programe de calcul și universul a conspirat să nu funcționeze programul ca să nu-și ia blue screen, Cosmin. Deci ai avut baftă, dar nu, sincer, la modul cel mai sincer, termoizolația aceea vă ajută să preluați și greșeli de execuție. Adică dacă s-a executat cărămida greșit, termoizolația le tolerează. Așa. Cosmin? Părere profesionistă despre încălzirea în pardoseală. Aici deja știm. Bun. Păi, încălzirea în pardoseală este cea mai scumpă. Deci nu este ieftină deloc. Ca sistem de încălzire. Dar este cea mai confortabilă, pentru că la cât de comozi, și vreau să zic onest, leneș, am devenit noi astăzi. Noi vrem ca să ajungem în casele noastre, să stăm frumos la 24 de grade în pantaloni scurți în casă, când afară sunt minus 20 de grade. Corect? Corect. Și atunci încălzirea în pardoseală ne poate da acest confort. Dar încălzirea în pardoseală funcționează numai dacă casa este bine termoizolată, ferestrele sunt bune, casa este etanșă la aer și eventual ai un sistem de ventilație cu recuperare de căldură și mai ales fundațiile sunt termoizolate. De ce? Pentru că dacă nu este termoizolată fundația și nu ajung doar cei 5 cm de polistiren sub șapa de încălzire în pardoseală, pentru că gândiți-vă că vă duceți la schi, e frig afară și vă duceți în teneș. Aveți o geacă groasă pe voi sau sunteți în șlapi? Păi ți-e frig pe la picioare. Deci, dacă fundațiile casei nu sunt termoizolate, casei îi va fi frig pe la fundații și toată căldura aia de o pompați în încălzirea în pardoseală se va duce sub fundații pe teren afară. Am o serie pe YouTube numită Buleli în construcții, în care alături de Vlad Ciobanu, fratele meu Văleu, cum îi spunem, el face foarte multe teste pe șantier, cu camera cu termoviziune se vede cum casa încălzește curtea. De fapt, ia-ți bani pe care voi îi dați pe ce? Pe gaz. Și atunci încălzirea în pardoseală funcționează doar dacă temperatura agentului termic nu sare de 30 și ceva de grade. Că și dacă e fierbinte, încălzirea în pardoseală, dacă e foarte fierbinte, este disconfort. Plus, nu mai este nevoie astăzi la o casă eficientă energetic să faci încălzirea în pardoseală foarte groasă. Îți ajunge o încălzire în pardoseală subțire. De ce? Pentru că acea inerție termică, dacă tu ai o casă foarte bine izolată și foarte bine făcută, nu ai nevoie de acea inerție termică pentru că mai tare te încurcă. Înseamnă că dacă eu am o șapă groasă de vreo 6 cm, bag apă în instalație. Apa aia din instalație are căldură în ea. Căldura aia se duce în șapă. Căldura aia se acumulează în șapă ca o baterie și mi-ajunge la suprafața șapei după vreo 4 sau 5 ore. Deci ție ți-e frig acum la 9 seara când te bagi în pat și începi să simți căldură doar dimineața. După care tu ce faci? Păi fain frumos la 8, pleci la servici. Căldura aia din șapă se degajă în continuare în casă când tu nu ești. Și atunci șapele astăzi se fac mai subțiri să fie responsive. Adică, unde ești? Uite aici. Uite, dacă faci o casă eficientă energetic, suficient de bine termoizolată, toată încălzirea ta în pardoseală este asta. Acum ai dat drumul la încălzire, acum simți că se încălzește, că acum îți trebuie.
Dar dacă casa pierde foarte multă căldură, țevuștrile astea mici nu o să facă față să se încălzească casa. Și asta ce mai înseamnă? Aia 8 cm, 6-8 cm de șapă se regăsesc pe conturul casei cu încă o cărămidă ca să compenseze înălțimea, cu încă un strat de termoizolație, cu încă o mână de finisaj degeaba ca să iei grosimea șapei. Corect? Corect. Și util. Super. Nu știam de treaba asta. Chiar o informație bună. Da. Bun, mulțumim, Marius. Hai să luăm următoarea întrebare. O întrebare care e incomodă pentru Marius. Îl întreabă dacă este căsătorit. Nu asta, scuze. Bun. Dacă gândim pe termen lung, da? Nu vedem niciodată la tine acest comentariu. Hai să vedem ce răspunzi. Nu văd să încurajeze construcția caselor mici, de mici dimensiuni. Construiești mai puțin metri pătrați, investești mai mult în izolație, lumea își construiește în continuare casele cu N camere în care nu calcă niciodată pe acolo. Credite mari, costuri mari la întreținere, nu o să ne facem prea bine curând. Ce părere aveți? Păi, părerea mea este că o întrebare este foarte bună, este foarte sinceră și bravo celui care a pus-o. În toate materialele video pe tema de arhitectură pe care le-am făcut pe YouTube, tot timpul am încurajat casele mici. Poate am un episod, o serie de 3 episoade pe Casa Furnică. Este o casă făcută de Adriana Gheorghescu de la Miolc, care a făcut o casă de 80 de metri pătrați. Foarte, foarte mică. Și într-adevăr, noi suntem obișnuiți să facem din traumele copilăriei din comunism, că am stat la blocuri mici, înghesuite, închise, suntem obișnuiți să explodăm, să mergem să facem 200-300 de metri pătrați, când de fapt nu le folosim niciodată. Și atunci, o casă pentru o familie cu 2 copii, până la 120 de metri pătrați, îți dă tot ce ai nevoie. Bine gândită. 40 de metri pătrați deja este lux sau fiță. Și primul lucru, când vă faceți o casă, luați-vă un arhitect, pentru că cu arhitectul de mânuță vă puteți desena fiecare colțișor de casă de care chiar aveți nevoie. Și întrebați-vă de 3 ori. Bă, chiar îmi trebuie încă o cameră de oaspeți? Că poate mă costă mai ieftin în 30 de ani să le plătesc hotelul la părinți când vin de 2 ori pe an la mine. Sau dormim în living, nu în sufragerie pe o saltea gonflabilă care este 200 de lei în Decathlon, de exemplu, decât să dai 25.000 de euro pe o cameră nouă în casă. Păi de banii aia mi-au 100 și ceva de mii de saltele. Iar de tot timpul am sfătuit ca oamenii să-și facă case mici. Pentru cei care aveți bugete mici sau limitate, mai bine cuplați-vă 2, 3, 4 familii și faceți-vă un duplex sau un mini bloculeț. Tot timpul când construiești pe verticală, este mai ieftin, pentru că folosești aceeași amprentă de fundații și aceeași amprentă de acoperiș. Cele mai scumpe case sunt casele parter. Pentru că tot la 200 de metri pătrați de casă, tot ai 200 de metri pătrați de acoperiș și 200 de metri pătrați de amprentă de fundații. Dar pe aceeași 200 de metri pătrați, dacă tu ai pus 2 etaje, 400 de metri pătrați dacă ai pus 3 etaje, 600 de metri pătrați pe care acoperi tot cu 200 de metri pătrați de tablă. Dar dezvoltatorii imobiliari de regulă fac blocuri, că le sunt cele mai ieftine. Și atunci, cel mai bine și sănătos pentru voi, dacă, nu știu, aveți buget limitat, strângeți-vă 4, 5, 2, 3, 4, 5 familii, faceți-vă un mini bloculeț și atunci aveți această posibilitate să vă reduceți costurile la probabil jumătate din cât va costa. Tare, asta e foarte bună, foarte bună asta, Marius. Apropo, dacă sunteți 3 familii pe aici, eu vreau a patra în București. Da? Așa, deci. Okay. Foarte bună ideea ta, mulțumesc, Marius. Luăm următoarea întrebare. Liniște, ăla de e. Când se aplică, de când se aplică cerințele referitoare la NZEB? NZEB? Se aplică, da, deja. Casele deja construite și neintabulate, de când trebuie să aibă? Păi, dacă casa este construită, ea este construită pe baza unei autorizații de construcție. Dacă autorizația de construcție este emisă înainte de 17 ianuarie 2023, atunci nu se aplică NZEB-ul. Aici ai scăpat. Dar orice este construit pe baza de autorizații, autorizațiile emise după 17 ianuarie 2023 te obligă să faci NZEB. La fel ca orice fel de intervenție pe o clădire existentă, care se face pe baza unei autorizații de construcție. Dacă tu ai o casă veche și o mansardezi, mansardarea îți va cere o autorizație de construire făcută de către un arhitect cu o documentație tehnică ce se depune la primărie. Atunci trebuie să intri în NZEB cu construcția nou făcută ce include construcția veche. Bun, am răspuns.
Următoarea întrebare. Am și o întrebare. Se poate aplica Aquaroc în loc de Vidival? Nu știu ce e asta, dacă poate traduci tu. Eu nu știu. Aquaroc este o placă pe bază de ciment. E un fel de gips carton pe steroizi. E fratele mai mare și mai tare de la țară a gips cartonului, știi? E mai solid. Și Vidivalul este fratele din mijloc. Este între gips carton și Vidival pentru că este o placă de ipsos armată în masă cu fibre de hârtie, celuloză ish. Și atunci Vidivalul se folosește la exterior pentru casă de lemn pentru că este permeabil la vapor, lasă umiditatea să iasă, ceea ce este vital la o casă de lemn. În consecință, nu prea se poate folosi fibrociment pe exterior, cu excepția zonei de fundații, pentru că fibrocimentul este etanș la vapor. Adică umiditatea care este remanentă în lemn sau care ți iese prin casă se va bloca în aquaroc și va condensa acolo. Cosmin, tu faci parte din generația aia care a prins WC-ul ăla cu bazinul sus. Da, ăla cu lanțul, da. Ții minte vara că te puneai pe tron și la un moment dat te picura apă de pe WC-ul, vara. Da, picărea de apă de desubt, așa. Că se forma condens. Aia nu curgea WC-ul, nu curgea vasul, ci era umiditatea din aer condensat pentru că el era rece. Adică la fel se întâmplă și într-o structură de lemn. Condensează umiditatea din aerul care iese din umiditatea care iese din casă. Deci Vidival pe exterior sau DHF. Nu OSB, nu Aquaroc, cu excepția zonei de fundație unde se aplică hidroizolație termosudabilă ca să nu dai foc la casă. 5 de centi. Am pus eu cu mâna mea, știu. În două straturi, frumos, la 120 de grade, mamă. Ce facem cu o casă gata construită ca să devină ENZ? Se numește reabilitare energetică. Se face o evaluare în prima fază cu niște măsurători, se face o termoscanare cu măsură, adică se vine cu camera cu termoviziune și se vede pe unde pierde casa căldură. Se face un test de etanșeitate, adică se bagă un ventilator într-o ușă cu o membrană și se face presiune în interior cu fum. Și casa este pe disco mode. Așa, știi, ți iese fum din casă, zici că fumează. De fapt, pe acolo vezi cum îți iese aerul cald din casă într-un mod accelerat. Și pe baza de un astfel de buletin de analize, un doctor house, adică un inginer, poate să evalueze gradul de sau deficitul energetic al casei și să propună măsuri. De regulă, astfel de măsuri înseamnă să îngroși grosimea de termoizolație sau să pui mai multă termoizolație, să schimbi ferestrele, să le pui sau să pui unele mai bune, sau să repar pe aici pe acolo, să mai termoizolezi sau să mai corectezi din greșeli și să schimbi niște chestii pe la instalație. Depinde. Deci clar, trebuie să faci cu un specialist, asta e concluzia. Da, se face cu un specialist, nu se face după ureche. Da. Bun. Este posibil construcția unei case de 80 de metri pătrați la gata în regie proprie 25-30 de mii de euro? Nu. 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 Adică, oare... stai așa, fii atent, deci 30 de mii, cu TVA inclus mă gândesc cu tot, nu? Preț final probabil. Preț final. Cu teren, cu tot, cu gar, cu împrejmuiri? Nu cu teren, nu. Cred că nu vorbește. 375 de euro metru pătrat la gata, nicio șansă. De-abia dacă scoți structura în banii ăștia. De-abia. Da. Și structura este o treime din costul unei case, indiferent de sistemul constructiv. Deci, Vasile, uită-te la acea seară cât te costă casa. Ai acolo niște fișiere Excel gratuite. Descarcă-ți acele fișiere Excel și acolo poți să spui listele de cantități singur și să vezi, iei prețurile de la Cosmin, îți pui tu singur prețurile și îți dai seama pe unde ești. Da. Oare se poate să ne trimiți și noi această prezentare? Dragilor, o vedeți înregistrată, o vedeți pe YouTube, da, pe canalul Marius. Da, și desi. O parte din ea se mai poate vedea pe TEDx, este extras din speech-ul pe care l-am avut la TEDx și într-o serie de alte prezentări pe care le-am mai făcut. Ea este și la mine pe canal, adică rămâne pe YouTube, trec o dată. Da. Proiect casă pe parter, 128 de metri util din BCA, plănuiesc să o izolez cu vată de 15. Pod din placă turnată și nu din lemn, acoperiș în două aperi, mărțimea casei 7 metri, panouri solare, încălzire în pardoseală, pompă de căldură. Bun. Prima chestie, planșeul din beton te costă de 3 ori mai mult decât planșeul din lemn cu termoizolație și vată pus între. Apoi, fundațiile, pentru că tu adaugi 3,75 tone per metru pătrat dacă ai cât ai. 128 de metri pătrați utile, înseamnă 60 de metri pătrați pe nivel, ori 3. Tu adaugi 180 de tone în plus la casă care se regăsesc la fundații. Aia înseamnă fundații mai mari, de exemplu. Deci te ajută să faci planșeul din lemn, că poți să-ți faci fundațiile pe cuzineți
și pe grinzi izolate, pe cuzineți izolați și niște grinzi de legătură, ceea ce îți economisește și de la fundații, plus că îți bagi termoizolația de la pod în planșeul ăsta și nu trebuie să termoizolezi și în planul acoperișului cu termoizolația, adică e mai ieftină soluția. Bun. Următoarea întrebare, casă pe structură de lemn, asta îmi place. Sau metal. Sau metal. Care este mai rezistentă în timp, mai eficientă? Probabil și mai eficientă și mai rezistentă în timp și antiseismică. Hai să vedem răspunsul lui Marius, că îi place subiectul. Deci, am lucrat cu amândouă, iar înainte să intru pe proiectare pe lemn, am proiectat foarte mult timp construcții metalice și structuri metalice. Știu inclusiv să zudez. Că why not? Ce să faci ca pasiune de mic dacă nu sudezi cu unchiul care e lăcătuș mecanic? Amândouă structuri. Acum depinde de care structură metalică vorbim. Există două tipuri de structuri metalice. Există structuri metalice cu profile grele, laminate, care au grosime în carne mai mare de 4 mm, HEA-uri, HE-uri, IPE-uri și așa mai departe, HEB-uri. Adică sunt structuri în cadre la care vii și faci închiderea. Sau există acele profile subțiri, seamănă cu profile de gips carton, dar sunt un pic mai groase, se numesc profile din tabla îmbutisată la rece. Zincate. Zincată, da, cu grosimea în tablă de maxim 2 mm, că peste 2 mm nu mai poți face îmbutisare. Adică mai sunt 2,5. Pentru hale să folosești 2,5. Da, dar nu mai este pentru case. E un alt, sunt alte linii de îmbutisare. Adică sunt mai scumpe deja. Da, da, da. Și există producători pe piață care fac astfel de case. Și dacă compari exclusiv kitul de structură, e de 4-5 ori mai ieftin decât kitul de structură pe lemn. Deci, dacă vrem ieftin, ultra, hiper, mega, giga ieftin, o casă pe structură metalică făcută fix panouri din astea sandwich este cea mai ieftină pe piață. Dar închiderile unei astfel de case și faptul că tu trebuie să faci toată termoizația la exterior și faptul că trebuie să pui baria de vapor aluminizată să protejezi de umezeală chiar și oțelul, e zincat. Dacă ai dat găurica și ai băgat șurub autoforant, ăla ți-a mâncat din zincare și dacă zona aia îți reginește, în 10-15 ani îți face casa, uite așa, te mișcă în șuruburi. Închiderile sunt mai complicate ca la o casă pe lemn. Iarăși, o casă pe metal nu arde, dar oțelul la 800 de grade își pierde jumătate din rezistență. Focul pentru oțel este ca apa pentru hârtie, îl înmoaie. Și atunci tu trebuie să faci placare cu dublu gips carton pe interior, rezistent la foc. Ce s-a întâmplat asta? Da, da, cineva baloane. Da. Tu trebuie să faci placare cu dublu gips carton rezistent la foc ca să ai protecție la foc pentru o casă metalică și detaliile de protecție la apă sunt la fel de pretențioase ca la lemn. Din punct de vedere al rezistenței la cutremur, amândouă fiind ușoare, dacă sunt făcute corect, sunt proiectate de un inginer și dacă sunt placate pe cel puțin o față, cu o placare de tip OSB-3 de 15 mm grosime prinsă din 40 în 40 de diametre de șurub cu tipul de șurub respectiv, placarea respectivă blue screen la 404 la Cosmin, placarea respectivă îți poate asigura o rezistență foarte, foarte mare la seism. Și atunci răspunsul este, din punctul meu de vedere, lucrând cu lemn, mă rog, amândouă pot fi la fel de rezistente și amândouă pot fi la fel de scumpe dacă nu le faci bine. Da. Există această vulnerabilitate a apei cu lemn, a lemnului cu apa, într-adevăr. Amândouă case, în schimb, îți permit să mergi în regim DIY, do it yourself, adică poți să-ți comanzi piesele de la un producător și să-ți le asamblezi tu cu niște prieteni. Pentru asta am făcut, există și niște cursuri video pe care le-am făcut pentru astfel de sisteme. Dar le veți vedea pe amândouă expuse la Cluj. Dacă veniți între 10 și 12 noiembrie la NZEP Goes Passive, adică de la NZEP la casă pasivă, veți vedea case la scară și producători care le expun pe amândouă, le veți putea pune mâna, trage de ele, mușca și puteți decide singuri care sunt mai bune. Ok, hai să mergem mai departe, că mai avem multe întrebări și sunt foarte, foarte interesante, Marius. Panică în acvariu. Da. Vă rog să-mi spuneți, pentru o casă de maxim 80-85 de metri pătrați suprafață utilă, cât ne-ar ajunge metru pătrat construit manoperă și materiale la roșu și la gata? Ne recomandați cărămidă sau BCI tong? Ce bun producător de cărămidă ar fi mai bun? Prea multe întrebări pentru o singură întrebare. Dar am un răspuns complex, care e simplu. Tot timpul și zilnic primesc întrebarea cât mă costă casa. Și eu revin cu o întrebare. Cât mă costă o mașină?
patru roți, o bucată de tablă, un volan și un motor. Cât mă costă o ciorbă? Niște cartofi, niște zarzavan, niște apă. Și atunci, când puneți o întrebare foarte vagă, veți primi un răspuns foarte vag. Un răspuns corect la o întrebare cât mă costă o casă pleacă de la a avea un proiect tehnic care înseamnă niște planșe și niște desene, pe baza cărora rezultă niște liste de cantități, pe care aceste liste de cantități au trei componente: cantitate de metal, cantitate de manoperă și cantitate de transport. Cu aceste liste de cantități, așa cum un bucătar știe că într-un kil de ciorbă intră 600 de grame de apă, 200 de grame de cartofi, 100 de grame de morcovi, bucătarul merge la piață și își cumpără materiale știind rețeta. Acea rețetă vă dă numai un proiectant. Deci răspunsul la astfel de întrebare se poate face numai după ce aveți un proiect tehnic, care depinde foarte mult de zona în care vă aflați, de cât de prost sau de bun este terenul de fundare, de cât de intens este seismul acolo. Pentru că există 8 zone seismice în România. Nu este tot una că îți faci o casă în Vrancea, unde cutremur e agitat, ca oamenii, sau îți faci la Cluj, unde și cutremur e lene. Diferența? În Vrancea, probabil vei băga de 2 ori mai mult beton și fier ca să faci aceeași casă la fel de rezistentă la cutremur ca în Cluj. De exemplu. Bun. Zine, cărămidă sau becea? Itong. Băi, amândouă au bune și rele. Cărămida este împământenită în cultura noastră. Beceaul este mai eficient termic. Dar beceaul nu este autoportant. Deci dacă îți faci o casă parter, e ok și beceaul. Cărămida, în schimb, poți să faci structură, nu neapărat în cadre, poți să faci o structură cu stâlpișor și cu buiandrugi. În BCA anumite lucruri le vei ancora mai greu, de exemplu dacă îți pui fațadă ventilată sau chestii în care trebuie să bași șuruburi, îți trebuie niște șuruburi mai solide că e mai moale materialul. În cărămidă depinde de găuri, dar dacă sunt cele cu găuri transversale poți să ancorezi mai bine. De regulă meșterii am văzut că preferă BCA-ul că e mai ușor de lucrat cu el, e mai rapid, e blocuri mai mari, mai ușor, l-a pus în operă, a terminat mai repede. Amândouă au avantaje și dezavantaje. În schimb, de exemplu, pe BCA nu poți să pui polistiren. Pentru că trece umiditatea prin BCA, se oprește în polistiren și o să-ți curgă umiditatea pe perete, umiditatea din casă. Următoarea întrebare. Eu aș avea două întrebări. Am ridicat o casă pe sisteme timber frame, doar structură și exterior făcute de... Hai să citesc eu. Te rog. De interior ne ocupăm noi, din păcate la istorie am pus OSB și am aflat mai târziu despre dezavantajul lui, fiind veșnica discuție cât de permeabil la vapor, cei 12 mm fiind greu permeabil. Întrebarea 1. Pod avem 20 cm de vată cu coeficient 0037, la exterior vată bazaltică 10 doar 0034, iar la interior nu mai văd întrebarea. Iar la interior nici eu nu văd. Bam. Soluții pe care le puteți face aici: să dați niște găurele mici în placa de OSB, să o ciurui un pic ca să lași umiditatea să iasă și să pui o barieră de vapori care să aibă factorul SD variabil. Adică să fie o barieră de vapori care, sunt două ipoteze. Fie poți să pui o barieră de vapor aluminizată care închide etanș și atunci știi sigur că n-ai nicio problemă, dar trebuie să faci lipire dumnezeiește la acea barieră de vapor aluminizată. Asta este o extremă, că ai închis de tot, dar asta înseamnă că nu trebuie să ai deloc umiditate. Sau poți să pui o barieră de vapor cu un factor SD variabil, dar asta te va ajuta neapărat să ai acele găurele date local în OSB pentru a permite umidității care se acumulează în perete să se întoarcă pe timp de vară înapoi în casă, sau să-ți regleze, să-ți lase doar o anumită cantitate de umiditate să iasă din casă, cantitate care depinde de cât poate OSB-ul să lase spre exterior. Și neapărat vată. Never ever polistiren peste casele din lemn. Le-ați omorât. Să pui polistiren pe o casă din lemn este ca și cum ai stat toată ziua într-o pelerină de ploaie cauciucată când ai un plovor de lână. Cosmin, tu ești la alergat, nu? Și ți-ai acele foițe când vrei să transpiri mult și curge apa pe foița aia ta, nu? Fix la fel face și polistirenul cu apa care iese prin casă. Ok, am reținut. Ai auzit de polistibric? Marius. Păi depinde foarte multe nume de branduri de astea comerciale. Nu știu în mod expres ce este, dacă îmi puteți da mai multe detalii. Dacă doar ce părere ai. Bun. Mergem mai departe. Ce trebuie să știm despre termobloc?
again, ce este definit ca termobloc, pentru că eu am trei produse pe care le știu că sunt termobloc. Un termoblocker este un element de rupere de punte termic atunci când fac o fațadă ventilată și nu vreau ca acea consolă din aluminiu sau din inox să producă o punte termic. Adică gata. Vreau să construiesc cu pereți din beton prefabricat, izolat cu vată minerală protejată de un alt strat de beton prefabricat. Nu reușesc să scap de condens. Ai un sfat? De ce vrea să faci asta, Cosmin? Vrei să faci bunker sau ți-e frică de bubuieli? Nu o să poți să scap de condens, pentru că cei doi pereți de beton trebuie să-i regi între ele cu armături și ai anulat jumătate din grosimea vatei. Este un sistem care se practica de regulă în zone de-astea foarte calde și elvețienii l-au testat la un moment dat, dar și-au dat seama, bă, rog, elvețienii știm de ce, că neutri în caz de război, casa devine muncă. Noi am proiectat la Cornul la Mare, o astfel de casă, dar era pavilionară chiar pentru un arhitect și când a intrat în costuri și a văzut cât îl costă, a renunțat la proiect. Nu este o soluție viabilă pentru România. Nu ai avea de ce să-ți faci așa. Mai degrabă îți faci, ok, vrei să faci din beton, fă-o din beton, pune termoizolație din vată și poți să-ți faci niște fațade ventilate cu plăci pe bază de piatră la exterior, dacă vrei să ai un finisaj de tip piatră la exterior sau beton aparent. Ok. Următoarea întrebare. Eu caut un arhitect de 4 luni și sunt deja la al treilea, care nu se ține de termenele promise și contractate. În ce zona țării ești? Cu toți am avut contract, nu pot trece. Bun, scrie un mail pe office@aroningerie.ro și o să rog pe colegul meu Dragoș să te redirecționeze către unul dintre arhitecții pe care noi avem în rețeaua noastră, pentru că eu am făcut și niște cursuri am o serie de cursuri făcute cu niște grupuri de arhitecți și am o serie de colaboratori, iar în funcție de zona în care ești, ca poziția țării, te redirecționăm către unul sau doi din partenerii noștri. Mai zi o dată mail-ul. office@aroningerie.ro. ingineriecreativa.ro. O să vă lasem Marius comentariu, da? Aici discutăm exclusiv despre proiectare cu colegii mei. Ok. Plural de șantier, știi? Hai băieți, mutăm și noi cărămida aia, știi? Pereți de 25 din BCA cu vată bazaltică de 20 este mai eficient termic decât pereții din cărămizi ceramice cu aceeași termoizolație? Da. Ridic o problemă care indirect are legătură cu subiectul. Ce facem pe partea de execuție, unde se știe că suntem deficitari rău de tot? Mă refer aici la subdomeniile din construcții. Lucrez în domeniu și sincer zilnic mă lovesc de diletanță, analfabet funcțional, care culmea afirmă că știu să ridice o casă de la A la Z. Așa este, Dragoș, este o problemă acută pe piață, lipsa de forță de muncă calificată și faptul că marea majoritate a celor care au ajuns să lucreze în construcții nu au ajuns să lucreze de plăcere, ci de nevoie și este un domeniu slab pregătit. Asta este motivul pentru care eu continui să fac cursuri, un motiv pentru care m-am implicat pe șantier și este încă un motiv pentru care am trecut pe prefabricare. Deși multă lume zice, este scump să fac prefabricat, este pentru că plătești toți banii deodată. Dar știi că i-ai plătit. Când ai intrat pe șantier cu astfel de diletanți, cum spui tu, faci, dai jos. Dărâmi, dai jos. Construiești, dai jos. Mai așteaptă 2 luni că ți-a plecat echipa, adu o altă echipă care zice, hai domnule, cine s-a lucrat aici? Și tot așa. Și atunci am trecut pe procese din fabrică și am mers mult pe prefabricare. Da. Nu reușesc să ajung să fac structura. Că nu reușim să avem mulțumie la fațade și în fațade. Asta e problemă cu soția, așa-i? Da. Asta nu e de arhitect, asta e de psiholog. Ce părere aveți despre încălzirea în parasala celor de la Bjorn Heizung? Fix un astfel de sistem am avut adineaur în mână. Ăla care l-ați văzut este asemănător cu acest sistem. Bun. Deci merge doar la case eficiente energetic. Dacă n-ai 15 cm, 12-15 de termoizolație sub fundație, nu-ți funcționează un astfel de sistem. Ia să vezi întrebarea asta. Dacă ar fi să permiți orice mod de construcție, din toate sistemele posibile, ce fel de casă ai construit tu, Marius, pentru tine și de ce? Dragă popă, tu cum te rogi? Dacă eu fac o casă pasivă pe structură de lemn, de încelete, chiar am inițiat un prim proiect la Covasna, unde e o chestie de restaurare, intervenție și construcție casă nouă, eu merg pe lemn.
Eu, pentru mine personal. Da, încă de ce nu mi-am făcut casă, măi, șoflete? Pentru că Cosmin a cunoscut pe șoflete care lucrează toată ziua și este în patru părți ale țării deodată. Și eu mi-am făcut calcule că pe mine mă costă mai puțin hotelul decât casă. Da, corect. În 2014 mi-am făcut un calcul că mă costă mai puțin în viața mea să stau în continuare 10 ani în chirie, după care să fac o casă din banii mei sau din banii pe care îi scot din business-urile pe care le fac, decât să mă duc să mă împrumut de la bancă. Și asta am așteptat, să cresc suficient de mult și de bine ca să pot să-mi fac banii, casa cu banii mei, că mi este mai ieftin. Ținând cont că trebuia să dau dublu la bancă. Aveți grijă ce credite faceți, dragilor. Da. Încălzirea în pardoseală este mai economică decât ventiloconvectoarele? Este mai confortabilă decât ventiloconvectoarele. Ventiloconvectoarele sunt acele, un fel de aer condiționat care se bagă în pardoseală. Și se puneau de regulă în fața ferestrelor, pentru că ferestrele fiind proaste și slabe, erau reci. Și atunci acea ventiloconvectoră îți crea o pernă de aer cald în fața ferestrei. Doar că ăla huruie. Nu poți să bagi în dormitor noaptea un ventiloconvector că așa, și trebuie să-i faci mentenanță. Trebuie să scoți de acolo, să dai cu aspiratorul, să curezi de praf, pentru că apă, aerul se freacă, se electrizează, se prind particule, miau, miau, hau, hau, complicat. Încălzire în pardoseală. Bun, simplu. Ok, Aquaroc. În funcție de grad de absorbție a denivelorilor, da. Aquaroc, tot nu înțeleg. Întrebări complete. Gata. Cum să fac ruperea termică la fundație între casă și terasă dacă vreau să fie legate și să torn o singură fundație pentru ambele? Poți, deci fundația are trei componente. Trei. Știți cum cere un dulgher adevărat bere la bar? 5 beri, vă rog. Prima componentă este talpa de fundare sau partea de jos a fundației, care poate să fie o talpă continuă sau un cuzinet care este o bucată de beton turnat local și mai turnat în cam peste vreo 3-4 metri. Un fel de stâlpișor. A doua componentă a fundației este grinda de soclu sau grinda de legătură și a treia componentă a fundației este placa. Dacă tu vrei să faci o fundație între terasă și casă, poți să ai un stâlp de ăsta comun, poți să ai un cuzinet comun și să faci două grinzi de fundare între care pui polistiren sau pui termoizolație și hidroizolație. Este cel mai sănătos și mai ușor de făcut. Dacă nu vrei să faci două fundații izolate și independente. Bun. Aș dori să recomandați o firmă de construcții de case pasive în vestul țării. Până acum, asta este provocarea cea mai mare. Nu găsim o firmă de construcții de case pasive în vest care să fie serioasă. De la Timișoara la satul mare e vestul. Da, la Oradea avem o firmă bună cu care lucrăm. La Arad terminăm acum o casă pasivă. La Timișoara avem un project manager foarte bun, Eci Boroș, care ne supervizează o clădire de hotel în standard de casă pasivă și a ieșit brici. Deci cât de în vestul țării? Asta este problema. Ok. Bun. Important e că găsim, scrieți la același mail și gata, se rezolvă. Încercăm. Măcar ce să vă dea o recomandare, dragilor. Dacă vreți să vă faceți separat, vă puteți lua cursurile de la Academia Șoflete și vă găsiți, vă cumpărați materialele singuri. Dacă vreți să o faceți cu o companie, cu o firmă, da, se poate și cu totul, evident. Marius, pe când o carte sau curs, dar nu ăla de care aveți, ci unul desenat cu exemple reprezentate și grafic, cu detalii aplicate, cu extrase din proiecte, detalii de traverse, tipuri de intersecții. O parte din acest curs este pus pe Instagram, din schimuțe. O mare parte din acest curs este în platforma video, unde am inserat, deci în programul de asistență și în academie, eu am inserat astfel de schițe și detalii din proiecte pe care le-am explicat într-un format video și am mers mai mult pe video pentru că poate că o perioadă n-am mai crezut în cărți, în sensul în care, dacă mă uit în jur, toată lumea este hiperdigitalizată, nu toată lumea este cu o tabletă, cu un telefon, cu ceva, și atunci nu m-am orientat către zona tipărită, deși în ultima perioadă cu o colegă alături de care am predat curs de case pasive, am avut această discuție, hai să facem o carte cu detalii. Și chiar am primit din nou un reminder, băi, când ne apucăm de cartea aia. Deci răspunsul este da. Am în gând și o astfel de carte. Momentan m-am axat pe o zonă video pentru că este mai ușor de digerat pentru toată lumea. Dar vine. Bun.
Ajunge izolația exterioară de 15 cm vată bazaltică, 10 cm polistiren extrudat sub încălzirea în pardoseală, 15 cm polistiren extrudat pe soclu, 5 cm sub placă polistiren extrudat și 30 cm lână de lemn, lemn fibră de lemn peste tavan. Peste tavan. Singura chestie pe care aș face-o, aș pune, nu trebuie 10 pe placă, îți ajung 5 pe placă pentru încălzirea în pardoseală, pune mai mult polistiren sub placă. Termoizolația trebuie să fie întotdeauna spre zona rece. Uite și noi, am tricou, am cămașă, mai iau un plovăr, iau o geacă. Nu? Pe măsură ce mă duc spre zona rece, așa îmi pun materiale termoizolante. Singurul care își ia chiloții peste izmen este Superman. Da, ăla este Superman. Noi restul oamenilor da. Ne îmbrăcăm corect. Deci forma casei ideale, Marius. A, o știe George, dragul de George este cineva. O casă ideală din punct de vedere energetic este o sferă suspendată în spațiu fără ferestre. Ia uite. Cum? Dar știți de ce? Pentru că o sferă are volumul maxim pe o suprafață laterală minimă. Este o lege fundamentală din natură. Bun. Dacă ar fi să recomand o cărămidă portantă pentru exterior cu eficiență termică și rezistență, care ar fi ea și dacă da, de câți centimetri grosime? Mai mult de 25 cm grosime, hai 30, nu trebuie la cărămidă. Și o cărămidă performantă mecanic trebuie să aibă rezistența la compresiune în fișa tehnică de 10 N pe milimetru pătrat. Și atunci când te uiți în fișa tehnică și vezi acolo rezistența la compresiune egal 10 N pe milimetru pătrat, indiferent de producător, aia este bună, este autoportantă. Adică și conform lui CR6 pe 2018, ultima variantă, codul de proiectare a structurilor din zidărie, se spune acolo că aceasta este o cărămidă portantă dacă are această valoare de rezistență. Și nu mai mult de 30 cm pentru că oricum e cu stâmpișor de beton armat. Mulțumesc. Alex, cum termoizolez? Termoizolez un planșeu din beton cum pot folosi ca spațiu de depozitare ușor. Adică tu când ești repede așa mă faci să parcă nu știu să citesc. Nu, dar eu deja sunt obișnuit de multitasking, știi? Și când fug ochii, da, nu. Ai și ochelari, ai ok. Da, nu, dar am, vezi experiența de răspuns la comentarii. Da. Zi, ce dacă zice ai o placă de beton, poți să vii să faci fie vată minerală rezistentă la compresiune, cum este vata pentru terase, peste care să pui o folie, este o variantă. Și atunci folia aceea, dacă ai o depozitare ușoară, n-ar trebui să se degradeze. Fie poți să-ți faci peste acea folie, dacă faci o depozitare mai grea, să vii să-ți pui niște dulapi de lemn la, nu știu, 40-50 cm distanță între ei, peste care să vii să pui un alt rând de dulapi de lemn. Și atunci ai o pardoseală din lemn. Fie poți să-ți pui polistiren, doar că atunci trebuie pe placa de beton vii cu o barieră de vapor aluminizată, bituminos aluminizată, pui polistiren EPS, îți ajunge și EPS 200, nu XPS 300, polistiren extrudat, 200 kPa rezistență la compresiune a 10% sare, și apoi poți să vii să tăni o șapă. Mă, dar Cosmin, EPS 50... Vorbești mai rar ca oamenii ăștia să poată să-și noteze. Că... Păi nu mai avem mult timp, da, mai avem... Gata, gata. Marius, ce părere ai despre locuințele... Hai, citește tu că... Earthship. Știi în România vreun astfel de proiect în care să fie 100% funcțional și confortabil? Construcțiile Earthship sunt construcții făcute din cauciucuri recuperate, adică cauciucuri uzate, în care se pune pământ bătut. Sunt construcții foarte bune pentru zonele foarte calde, cum este Arabia, zona asta central-africană, unde bate soarele foarte mult. În România, unde plouă mult, unde ai seism și unde ai ierni reci, nu prea funcționează. Este un astfel de proiect experimental undeva în Târgu Mureș, dar din ce știu eu, beneficiarul s-a lăsat de asta, nu mai și-a dat seama că nu face față. Mai sunt niște studii Arhitera. Mihai Silvestru a făcut undeva în Banat, în munții Banatului, o casă din pământ bătut, pe care, într-adevăr, am monitorizat-o, instrumentat-o și a și făcut-o ca lucrare de doctorat, dar este o chestie experimentală și nu este folosită pe timp de iarnă. Deci, cumva, casele din pământ bătut sau din Earthship nu sunt funcționale în România și să știi că te costă foarte mult manopera. Pentru că acolo, chiar dacă pământul este gratis, tu ai nevoie de niște muncitori. Și uite ce zicea așa de la Adineaur Dragoș, Meglei, nu? Care trebuie să stea să-ți bată pământul ăla și muncitorii ăia trebuie alimentați cu porc, bere, țigări și măcar un 300 de lei pe zi ca să fie motivați. Ok, bun. Mulțumim foarte mult pentru asta.
Am pus stop la întrebări, le mai luăm pe cele care sunt și ne oprim, dragilor. Care este proiectul tău? Nu, de ce vată și nu polistiren în termoizolație exterioare? Prima o întrebare a lui Florin. Permeabilitate la vapuri, adică vata lasă mizeria să iasă, și rezistență la foc și mai puțină degradare în timp. Polistirenul, dacă nu e de bună calitate și există pe piață foarte mult polistiren slab, în timp se descompune, se depolimerizează și se fac bobițele alea, se macină. Vata, în schimb, este mai rezistentă, plus rezistența la foc. Bun. Următoarea întrebare. Care este proiectul tău de casă preferat și de ce? Dintre cele pe care le-am făcut până acum? Da. Dintre care e preferat? Și, și dintre cel care îl descoperi, care îl vei descoperi? Refugiu Călțun, pe care l-am ridicat în mult cu elicopterul. Și proiect de casă, proiectul meu preferat de casă, este un proiect pe care acum lansăm și vă invit la NZ Ghost Passive să-l vedeți în premieră. Este ceea ce numim noi o casă, o să vă las să-l descoperiți. Este o casă care simt eu că a ajuns la maturitate, din mai multe puncte de vedere, și asta începe să fie o casă preferată. Dar vreau să vă zic că până acum toate casele în care am fost implicat le-am iubit și mi-au plăcut. Și am o bucățică din mine rămase acolo, pe lângă sângele care s-a scurs că mi-am ciubit degetele sau ceva, literally. Dar deci, de fiecare dată când o să fac următoarea casă, o să vreau o bucățică din tine. Bun. Părerea despre lână de oaie, pentru că noi am avut un webinar săptămâna trecută, acum două săptămâni de fapt, despre lână de oaie. Unde o bagi între polistiren și vată, te rog? Asta e o întrebare care n-a pus-o nimeni, dar o pun eu. Nu o bagi între polistiren și vată. Să faci ce nu. Adică de obicei, unde situezi pe scara aceasta termoizolațiilor? Păi la nivel de coeficient transfer termic sunt cam pe acolo. Să știți că între fibră de lemn, lână de oaie, polistiren, vată minerală, coeficientul de transfer termic lambda nu variază așa de mult. Și odată ce ai pus 15 cm grosime, faptul că e 0037 sau 0040 nu prea mai contează așa de mult. Dar lână de oaie se comportă foarte bine pe timp de vară. Te protejează la supraîncălzire vara. Că ai văzut, oile au lână pe ele și vara, nu? Și e un material natural, dar care din păcate, trebuie tratat cu borax sau cu sare de bor, care este o travă. Dacă pui lână naturală, pute. Nu, avem o fabrică care face ce trebuie la lână. Da, ok. Deci dacă ea este tratată cu niște săruri, atunci lână este foarte bine depus la acoperișuri, mai ales. Dar să știți că este mai scumpă. Deci ajunge să fie 2x mai scumpă ca vata. La noi nu. No, bravo. Bravo. Deci dacă vrei pentru casele tale pasive pe lână de oaie, știi, scrie. Tu un băiat, am înțeles. Știu eu un băiat. Mai mulți băieți care vând, mai multe depozite virtuale care vând. Am un proiect de 120 de metri pătrați la parter cu două dormitoare de 12, respectiv 13 metri, și aș dori și mansardă. Dacă ar fi să elimin un dormitor și să readuc pe total din stânga în dreapta suprafața la circa 100 de metri pătrați, așa, aș salva suficienți bani încât să pot să compartimentez mansarda și să investesc într-un dormitor la mansardă? Menționez că mansarda vreau să o reduc la 60 de metri util. Mi se suflă acum din regie că Daniela, prietena mea, este arhitect și făcea niște calcule cât reduci. Posibil să reduci, dar asta poți să o faci într-un studiu. Noi, de exemplu, în proiectare facem studii de soluție. Adică îți proiectezi casa în două variante. Astăzi, dacă ești, să spun, cinstit la nivel de proiectare și faci modelare 3D, poți să afli destul de repede cantități. Deci dacă proiectezi corect și construiești casa tridimensional, la 3 clicuri distanță poți să afli niște cantități, le dai lui Cosmin, Cosmin prin depozitele virtuale, ce asta, toate costă, toate costă, și poți să faci un buget al casei. Deci cu mansarda poți să reduci, dacă păstrezi o mansardă în două ape, poți să mai reduci din costuri. Cu cât? Nu știu. Ar fi neprofesionist din partea ta să înaintezi un procent. Da. Bun. Unde găsesc pompa de căldură românească și cum se numește producătorul? O să-l vedeți la NZ Ghost Passive, la Cluj-Napoca. Un drum până la Cluj. Un drum până la Cluj. Pentru că trebuie să pui mâna pe ea, să o auzi, să o vezi, să o miroși. Da. Care este firma cu care lucrați la Oradea? Pe construcții am lucrat cu General Pro Construct, pe construcții din lemn. Și pe structuri, în general, am lucrat cu Bejona. Bejona Construct, Ioji. Om foarte de treabă. Chiar. Deci, nu avem secrete aici. Voi cumpărați de unde vreți și lucrați cu cine vreți și folosiți ce informații vreți și suntem prieteni cu toți. Da? Bun. Îmi puteți recomanda un arhitect care lucrează
pe diferite structuri. La fel, trimiteți office@aroningineriecreativa.ro. Spuneți că sunteți din Iași, spuneți că ne-am văzut în webinar, spuneți că aveți o recomandare de arhitect și Dragoș o să vă dea 2-3 date de contact. Eu am ținut niște cursuri în Iași și, într-adevăr, de exemplu cu Adriana de la Miol, care este în Iași, ne-am nișat exclusiv pe CLT și lucrăm doar pe CLT. Dar mai am o serie de colaboratori acolo care lucrează și alte structuri. Doar că noi, la nivel de birou, nu mai preluăm proiecte pe alte structuri. Am făcut și biserici, am făcut și hale metalice, știm să proiectăm și consolidări cu fibră de carbon, dar ne place atât de mult lemnul și atât de fain să lucrez cu lemn încât facem exclusiv lemn ca proiectare noi. Dar, la fel, avem o rețea de colaboratori, vă trimitem către colaboratori, inclusiv pe inginerie. Perfect. Și ultima întrebare, sau cred că mai e o întrebare în afară de asta. Izolația cu vată, dacă tot te-am prins, Marius, măcar să scoatem tot din tine. Izolația cu vată bazaltică pe exterior. Monodensity sau dual density? Ok. Dual density este acea vată care pe exterior mai are un strat mai rezistent. Dacă faci fața de tencuită, atunci pui un termosistem mai rezistent mecanic, adică pui dual density. Dacă faci fața de ventilată, adică pui folie de protecție și pui încă o structurică din aluminiu sau din și din lemn și vii cu o închidere din orice fel de placare, lemn, piatră, plăci, Fundermax, whatever, poate să fie monodensity. La nivel de coeficient transfer termic, îs cam pe acolo, nu diferă foarte, foarte mult, dar într-adevăr dual density este mai scump, datorită acelui strat mai rezistent, ca să fie mai rezistent mecanic când îl pocnești. Și ultima întrebare la George, dar tu ai răspuns la întrebarea asta, cum izolezi un planșeu de beton la interior, da. Dacă ne vorbim de planșeu de la ultimul etaj, cu greu. Cu vată minerală, cu o substructură din lemn, nu din metal, și cu barieră de vapor aluminizată lipită pe tot conturul și termoizolația plus bariera de vapor se întoarce ca o izmană un metru pe perete, dacă vreți să faci termoizolație la interior. Sau mai simplu, cu termoizolație care se găsește foarte greu din spumă de sticlă expandată, pe care o să o vedeți la NZEP Goes Passive în premieră, care este o termoizolație din sticlă care are celulă închisă prin care apa nu trece ever veci, deci nu vei avea probleme de condens. Și cum se aplică aia cu telaj? Se lipește cu adeziv bituminos. Se lipește. Da, prin lipire. Perfect. Foarte multe soluții, foarte multe tehnologii noi acolo la voi la eveniment. Eu o să vin acolo împreună și cu câteva depozite virtuale ca să aflăm mai multe și să știm ce să oferim clienților noștri. Știu că e un eveniment important de la care nu ar trebui să lipsim dacă vrem să aflăm ultimele noutăți. Marius, îți mulțumesc foarte mult. Dragilor, vă mulțumim că ați rămas până la sfârșit, că ați pus întrebări, că ați interacționat cu noi. Eu cred că au fost foarte valoroase răspunsurile tale, Marius. Îți mulțumim pentru tot ce ne dai fără să încerci ceva în schimb, decât prietenie pe care oricum ai de la noi. Păi pe YouTube aveți 500 de materiale video care înseamnă, nu știu, câteva sute de ore de conținut, care mă costă doar timp. Aia este 20%, 80% din conținut este pe platforma de cursuri, unde acolo câștigați timp, pentru că platforma de cursuri este organizată și aveți și elemente la îndemână. Într-adevăr, timpul este cea mai dureroasă resursă astăzi, pentru că dacă ai pierdut-o, nu mai poți recupera. Și asta mi-am dorit să... Păi de asta suntem aici, ca să economisim timp clienților noștri, oamenilor care ne cunosc și să nu le... Să nu le furăm din viață, da. Procesul, vreau să mai adaug o chestie în încheiere, procesul de construire a unei case trebuie să fie o fericire și o bucurie. Însă în România, în 99% din cazuri ajunge un coșmar și o traumă. Am văzut cupluri care se despart, am văzut oameni care se îmbolnăvesc și așa mai departe. Nu este ieftin, vă costă timp, bani, energie, stres. Dar dacă sunteți bine informați și educați, dacă aveți răbdare cu voi și dacă aveți o serie de oameni lângă voi care să vă ajute, puteți ajunge să construiți eficient, economic, dar și eficient, energetic, durabil și să rămâneți sănătoși. Eu mi-am construit casa și m-am oprit cu construcția casei și mi-am făcut propriul meu sistem de achiziție materiale pentru că n-am mai suportat. Așa că pentru orice coșmar există o, să zic așa, o rețetă, o chestie, da? Și eu am pus pe YouTube și am deschis o platformă de cursuri ca să mai ușurez din coșmarul necunoștinței voastre, a beneficiarilor. Nu ar trebui să învățați în România să construiți o casă, ar trebui să aveți specialiști
numiți arhitecți, ingineri, project manageri, dar cum nu există suficient specialiști, voi ăștia care vă plătiți bani, dați bani grei din buzunare, voi sunteți cei mai buni să vă controlați modul în care vă faceți casă. Marius, o onoare și o reușită. Dragilor, vă mulțumim că ați rămas până la final. Ne vedem pe în tranșee, da? Și în primul, ne vedem la NZEP Goes Passive între 10-12 noiembrie, BT Arena în Cluj-Napoca. Bun, acolo să fie atunci. Da. Bun, spor la seara frumoasă și să nu visați chestii care mănâncă lemnul. Așa face Marius, da? Se aude mucegaiul. Bun, aveți grijă cum construiți. Gianna, îți mulțumesc pentru suport, mulțumesc echipei din spate, mulțumesc prietenilor, celor care mă susțin, mulțumesc mamei, știți cum e la final. Hai să mulțumim mamelor, Marius, mamelor noastre, da? Mai glumim pe final pentru că trebuie să ne bucurăm și de viață. Gianna, poți să închizi, îți mulțumesc mult. Marius, rămânem să vorbim, să ne dăm feedback. Ok, numai bine. Ciao. Ciao.